Am revenit la Income și v-am promis o discuție amplă despre vacanțe. Nu mai contează în ce anotimp suntem sau că abia a trecut o lună și puțin vacanța de sărbători. Deja ne gândim la concedii, dar automat, atunci când ne gândim la vacanțe, n-avem cum să nu ne gândim și la cheltuieli, mai ales când vorbim și despre economii. Astăzi însă o să vedem în ce măsură putem să mergem în vacanțe ieftine. Și nu mă refer la clasicele oferte early sau late booking, ci la sfaturi ușor de aplicat de fiecare dintre noi atunci când plănuim în concediu. Da, să fie oare posibil să plătim până la 50% mai puțin pentru o vacanță? Nu știu ce să vă zic, dar Bianca, colega noastră Bianca Voina, cu siguranță știe. Vi se pare imposibil să plătiți pentru o vacanță cu aproape jumătate mai puțin? Ei bine, câteva ponturi de astăzi vă vor arăta că nimic nu este imposibil. Strategia este simplă, dar evident necesită ceva timp, însă culmea nu pentru a strânge bani, ci pentru o bună documentare. Așadar, acesta ar fi chiar primul pas, programarea cu mult timp înainte a vacanțelor. Apoi trecem la biletele de avion, care sunt de fapt cheia ce deschide de cele mai multe ori portița către vacanțele mai ieftine. Dar cum găsim acele bilete ieftine? Aici este un mare secret. Nu căutați o destinație anume, ci mai degrabă căutați o anumită perioadă și vedeți care sunt cele mai ieftine bilete. Apoi, optați pentru variantele de companii low cost pentru că au prețuri mai mici și călătoriți cu bagaj de mână. De asemenea, specialiștii în turism, cei care urmăresc îndeaproape tot ce ține de călătorii, spun că cel mai bun moment pentru a cumpăra un bilet de avion este în cursul săptămânii seara, pentru că tarifele sunt mai mici. Veți vedea că pe măsură ce vă apropiați de weekend cu căutările și tarifele cresc. La fel de important este să încercați să evitați să zburați vinerea sau duminica, pentru că avioanele, fiind aglomerate de la numeroasele city break-uri, au un grad ridicat de încărcare, ceea ce face ca și prețurile, evident, să fie mult mai ridicate. Până la urmă, unde este cerere, se simte și oferta. Un alt pont pentru prețuri mici la zboruri ar fi să cumpărați biletele în extra sezon, când companiile aeriene lansează oferte mai bune. Și desigur, nu rezervați zboruri pe ultima sută de metri chiar înainte de a pleca, pentru că prețurile pot fi de-a dreptul insuportabile pentru un buzunar normal. Ei, și dacă tot suntem la capitolul căutări, cam la fel trebuie procedat și cu cazarea. Nu vă îndreptați direct către hotelul sau resorturi. Alegeți cu încredere variantele de cazări private. Apoi, încă un lucru de luat în calcul este itinerariul. În principiu, cam fiecare dintre noi știe ce vrea să viziteze și după ce își alege o destinație, așa că e bine să faceți o listă cu obiectivele și organizațiile inteligent, pe zile, în funcție de așezarea în teren, pentru a nu fi nevoit să alergați dintr-un capăt în altul al orașului. Mai mult decât atât, dacă știți ce aveți de vizitat, puteți achiziționa biletele de intrare online, iar la majoritatea obiectivelor să știți că prețul este mai mic decât la ghișeu. La fel se întâmplă și cu transportul, pentru că orașele au diverse servicii și pachete promoționale pentru transportul în comun. Spre exemplu, la Viena, un bilet pentru o călătorie unică este 2,40 de euro, în timp ce un abonament valabil pe 7 zile costă 17 euro. Dar atenție, acesta se poate achiziționa exclusiv din magazinul online. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă urez spor la documentare și vacanțe cât mai ieftine și mai frumoase. Mulțumim, Bianca! Îl salut alături de noi pe Traian Bădulescu, expert în turism, consultant în turism, și mulțumesc pentru această scurtă incursiune astăzi la Income. Mare drag, bună dimineața! Bună dimineața! Traian, care sunt recomandările de care românii stau deoparte, deși n-ar trebui să stea deoparte, pentru a putea să aibă niște vacanțe mult mai reușite în contextul trendurilor din 2024? Care sunt sfaturile tale? Bine, eu le recomand să apeleze cu încredere, mai ales dacă vorbim de destinații mai îndepărtate, cum circuite, sau dacă vorbim de destinații operate cu curse charter, la agențiile de turism. Pentru că o agenție de turism și negociază pachetele și cu tot cu comision. E normal ca o agenție de turism să aibă și comisionul ei. Cu tot cu comision, tarifele sunt mai mici decât dacă turistul s-ar descurca pe cont propriu. Și aici, mai ales când vorbim de curse charter închiriate cu curse cu avionul sau cu autocarul. Cursele charter, bineînțeles, presupun că agenția închiriază mijlocul de transport și tarifele sunt clar mai mici. Apoi, cum ați punctat mai devreme, e bine ca turiștii să-și rezerve cât mai din timp.
Bine, încă există și ofertele early booking, încă sunt reduceri până la 30%, vine și târgul de turism al României săptămâna viitoare între 15 și 18 februarie. Sunt agenții care în paralel organizează și târguri de turism online, având sediile deschise până în weekend, inclusiv adică în weekend. Pentru tarife mai mici le recomand turiștilor să evite, dacă vor să plătească mai puțin, cu până la 50%, vârful de sezon. Să meargă în extra sezon, de exemplu în Grecia, în Turcia, clima este foarte bună și în mai, așa iunie este. Sau în septembrie, octombrie. Dar prețurile pot fi cu până la jumătate mai mici decât în iulie, august, când este perioada maximă de concedii și vorbim de un vârf de sezon, firește. Mulțumesc foarte mult, Traian Bădulescu, pentru aceste sfaturi extrem de simple, foarte utile, aplicațiile și da, a apela la o agenție de turism este uneori mult mai sigur decât să faci experimente pe cont propriu, mai ales atunci când lucrurile merg prost și cum vacanțele sunt destul de scurte, evident că nu merită să